Festivalul roman organizat weekendul trecut la Zalău nu și-a atins scopul. După ce s-au întâlnit să discute despre evenimentul de la sfârșitul săptămânii, mai mari primăriei au ajuns la concluzia că, deși a ajuns la 8-a ediție, festivalul nu e popular în rândul zălăoanilor. Conducerea primăriei se aștepta să scoată din casă în jur de 10.000 de zălăoani. Au ieșit cam 1.000, adică de 10 ori mai puțin. Pe lângă apetitul slab al zălăoanilor pentru manifestările culturale, autoritățile dau vina și pe vremea neprielnică de la sfârșitul săptămânii. Cât privește promovarea, autoritățile consideră că aceasta a fost bine făcută. Deși impresia generală a fost că festivalul a fost slab promovat și prea puțină lume a aflat de existența lui. Mai ales că festivalul roman nu a avut în cei 8 ani o dată fixă de desfășurare, de multe ori fiind programat concomitent cu zilele cetății. Cât privește ediția de anul viitor a festivalului, municipalitatea își propune o promovare mai intensă prin intermediul unui film ce va fi prezentat în cadrul celor două târguri de turism la care va participa primăria Zalău. Merită să mergem mai departe și să-i convingem pe concitadini că o astfel de sărbătoare promovează mai bine orașul decât zilele Zalău. Cu mici bere și manele, a declarat administratorul public al municipiului Radu Nistorescu. Pentru organizarea festivalului roman s-au alocat anul acesta 300.000 de lei din fonduri europene și 145.000 de lei de la bugetul local, la care se mai adaugă sponsorizările primite.